Bine v-am regăsit la știri din știință. Pentru azi am o știre extraordinară. Cei care sunt de vârsta mea își amintesc cu siguranță programul NASA numit Apollo. Acum vedeți lansarea misiunii Apollo 11 în data de 16 iulie 1969. Dar sunt convins că și cei mai tineri știu că acesta a fost cel mai spectaculos program NASA din toate timpurile. De fapt, a fost cel mai spectaculos program spațial dintre toate câte specia umană a desfășurat până acum, pentru că a avut ca scop aselenizarea primilor oameni și a și reușit acest lucru. În data de 20 iulie 1969, misiunea Apollo 11 a dus la aselenizarea primilor doi oameni, Neil Armstrong și Buzz Aldrin, și în data de 24 iulie, cei doi au fost readuși cu bine înapoi pe Pământ. Au urmat alte 5 misiuni Apollo, care au dus câte 2 oameni pe lună, Apollo 12, 14, 15, 16 și 17. Misiunea Apollo 13 n-a putut fi finalizată, deoarece a explodat un rezervor cu oxigen în timpul zborului spre lună și a fost o adevărată minune că NASA a reușit să-i aducă cu bine pe cei 3 cosmonauți înapoi pe Pământ. Dacă n-ați văzut filmul artistic Apollo 13, vi-l recomand. Este o descriere fidelă și interesantă a celor întâmplate în această misiune. Programul Apollo a reușit cu prețul de 25,4 miliarde de dolari atunci, echivalentul a peste 200 de miliarde azi, să ducă 12 oameni pe lună și să aducă aproape 400 de kilograme de roci lunare pe Pământ. Aici puteți vedea locurile de aselenizare ale celor 6 misiuni care au reușit să ajungă pe lună. Dar ce legătură are ceea ce s-a întâmplat cu peste 50 de ani în urmă cu o serie dedicată știrilor din știință și tehnică? O știre se referă la ceva din actualitate. Ei bine, azi dimineață, 16 noiembrie 2022, NASA a început derularea efectivă a programului spațial Artemis, care se numește așa, deoarece Artemis, în mitologia greacă, zeița vânătorii și a pădurilor, a fost sora geamănă a lui Apollo. Iar programul NASA cu acest nume este o continuare a programului Apollo, având, printre alte scopuri, și o nouă aselenizare cu echipaj uman, programată pentru anul 2025. Un alt motiv pentru care a fost ales acest nume, un nume feminin, este acela că programul Artemis va realiza și prima aselenizare a unei femei. Derularea acestui program spațial a început încă din anul 2012, când prima lansare era programată pentru 2017, dar după mai multe amânări și întârzieri de natură fie financiară, fie tehnică, prima lansare a fost programată pentru data de 29 august a acestui an. Dar au apărut câteva probleme tehnice, lansarea fiind amânată. Apoi încă o lansare programată pentru 3 septembrie a trebuit amânată, tot din motive tehnice. A treia lansare programată a trebuit amânată din nou, de data asta din cauza uraganului Ian. Iar a patra lansare, programată pentru 14 noiembrie, a fost amânată din nou din cauza furtunii tropicale Nicole. În sfârșit, azi, 16 noiembrie, lansarea a putut fi dusă până la capăt, deși au apărut din nou câteva probleme tehnice și o mică amânare. Complexul Artemis a fost lansat cu puțin înainte de ora 9, ora României, și face acum un zbor test care este o dublă premieră. Este primul zbor al sistemului de lansare numit Space Launch System, pe scurt SLS, sistem care dezvoltă o forță cu 15% mai mare decât complexul de rachete Saturn cu care au fost lansate misiunile Apollo, fiind astfel cel mai puternic sistem de lansare realizat până acum. Și în al doilea rând este primul zbor al vehiculului pentru echipaj uman Orion, pe care îl vedeți în fotografie.
Pentru că este o misiune de testare a echipamentelor, zborul se face fără echipaj uman, locul oamenilor fiind luat de manechine echipate cu senzori. Puteți găsi pe Wikipedia descrierea detailată a misiunii. Dacă totul merge bine, misiunea va lua sfârșit în data de 11 decembrie și va plasa pe orbită în jurul lunii 10 sateliți de mici dimensiuni și, bineînțeles, vehiculul pentru echipaj uman Orion, așa cum vedeți în această reprezentare. Testarea tuturor echipamentelor, vehiculul Orion se va întoarce pe Pământ, va intra în atmosfera Pământului protejat de scutul termic și va cădea controlat în Oceanul Pacific. Cum se va desfășura mai departe programul Artemis? Deocamdată planul este următorul. Artemis 2 va fi primul zbor cu echipaj uman al acestui program și este planificat pentru anul 2024. 4 astronauți vor participa la acest zbor, în care pentru prima dată după ultimul zbor din programul Apollo, Apollo 17 în 1972, un echipaj uman se va înscrie pe o orbită în jurul Lunii. Vehiculul Orion, destinat transportului unui echipaj uman, va zbura în jurul Lunii cu cei 4 astronauți. Din acest echipaj va face parte și un astronaut canadian, iar scopul principal al misiunii este testarea tuturor echipamentelor, tuturor aparatelor vehiculului Orion în prezența unui echipaj uman. Artemis 3, programat pentru anul 2025, va duce la aselenizarea unui echipaj uman pentru prima dată după Apollo 17 în 1972. 4 astronauți vor participa la zbor, dar numai 2 vor aseleniza, un bărbat și o femeie. Și pentru prima dată în istorie, o femeie va pune piciorul pe suprafața Lunii. Cei 2 vor fi transferați întâi din capsula Orion în capsula numită HLS, Human Landing System, care va coborî pe solul lunar. Aselenizarea este programată în zona Polului Sud și cei 2 vor rămâne o săptămână pe suprafața Lunii, realizând mai multe ieșiri și deplasări, precum și experimente și observații. Înainte de aselenizarea lor, este prevăzută plasarea pe solul lunar, în locul de aselenizare, a unui vehicul lunar, un rover, cu care cei 2 vor putea face deplasări de până la 15 km. Pentru viitorul mai îndepărtat, în cea mai optimistă evaluare, pentru sfârșitul anilor 2020, dacă totul merge bine, programul Artemis prevede realizarea primei baze lunare, numită Avampostul Artemis. Vedeți aici o reprezentare artistică a acestei baze lunare. Baza va fi alcătuită din 3 module și va permite misiuni de lucru pe suprafața Lunii de până la 2 luni. Va fi primul avampost uman extraterestru din istorie. Programul Artemis va costa, după estimările NASA, 93 de miliarde de dolari până în anul 2025. În final, vreau să spun că mulți oameni își pun întrebarea dacă merită să cheltuim atâția bani pentru explorarea spațiului. N-am auzit, în schimb, pe nimeni îngrijorat, pentru că se cheltuiesc și mai mulți bani pentru ca sute de milioane de oameni să-și schimbe telefoanele în fiecare an, lucru absolut inutil și care, împreună cu alte lucruri consumate fără rost, au consecințe foarte grave pentru planetă. Pe scurt, nu suntem îngrijorați de cheltuirea banilor pentru distrugerea planetei, dar suntem îngrijorați de cheltuirea banilor pe lucruri care ne-ar putea salva. Se pare că inutilul a devenit util, iar utilul a devenit inutil în vremurile noastre, din păcate. Numai că planeta pe care locuim are resursele limitate. După felul în care ne purtăm cu ea și risipa extraordinară la care duce așa-numita societate de consum, nu peste multă vreme, și acesta este cel mai trist lucru pe care îl puteți auzi, supraviețuirea speciei umane pe planeta Pământ va deveni o problemă. Singura șansă pe termen lung pentru specia umană este colonizarea Lunii și a planetei Marte în faza inițială,
poate și a planetei Venus într-un viitor mai îndepărtat și a unor sateliți a lui Jupiter, iar în faza a doua, deplasarea pe distanțe interstelare din stea în stea. Dar pentru ca acest lucru să se poată realiza, sunt necesare două condiții. 1. Omenirea să supraviețuiască un timp destul de lung pentru a deveni capabilă să realizeze tehnologii care să-i permită acest lucru. Și 2. Să se investească în explorarea cosmosului. Cel mai bine ar fi dacă s-ar face acest lucru într-un sistem internațional, cu finanțare internațională, pentru că explorarea cosmosului este, așa cum am mai spus, singura soluție pentru supraviețuirea speciei umane pe termen lung. Planeta Pământ, Terra, este leagănul omenirii, dar ființele trebuie la un moment dat să-și părăsească leagănul. Așa că să urăm succes misiunilor Artemis și să sperăm că vom fi în stare cândva să părăsim leagănul pentru a descoperi minunile Universului în care ne-am născut. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!